Squadra de la România este echipa care ne reprezintă la Race for the Cure din Roma, cea mai mare cursă internațională de promovare a sănătății și a luptei împotriva cancerului de sân. Echipa noastră s-a format cu ajutorul Fundației Renașterea, care promovează educația pentru sănătate. Ne aflăm la Roma pentru a 25-a ediție a Race for the Cure Italia. Este o cursă impresionantă cu aproape 100.000 de oameni la start. Și pentru prima dată România a avut o echipă. Race for the Cure este o cursă prin care sărbătorim femeile care au învins cancerul de sân, arătăm că prevenția poate salva vieți și promovăm un stil de viață sănătos. În echipa noastră s-au înscris 200 de români care locuiesc în zona capitalei italiene. Ne-am alăturat împreună cu membrii comunității românești în Italia la această cauză nobilă, tocmai pentru a conștientiza inclusiv populația de origine română cu privire la pericolul acestor boli care ating femeile. Prevenția este esențială pentru a stopa această maladie. Race for the Cure România va avea loc pe 8 iunie în rondul Chiselef. Scopul principal e strângerea de fonduri pentru prevenția și combaterea cancerului de sân și de col uterin. La ediția de anul trecut au participat peste 3.000 de persoane, dintre care 120 învingătoare în lupta cu cancerul.